haideți acum să trecem la partea următoare, partea în care vom face piciorușele sau lăbuțele și aripioarele puișorului. Vom începe cu lăbuțele și vom lucra pentru început în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Vede bine ceea ce fac și deci vom începe 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Vom închide cu piciorul alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom înmulți. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și avem 2, 4, 10 și ultimele 2, 12. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un număr de 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni după aceste 3 rânduri. 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte. Apoi vom face o scădere și lucrând în acest mod, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. 2 piciorușe scurte, o altă scădere. Ultima scădere și am obținut 9 piciorușe scurte. Acum vom continua. Lucrând din nou 2 piciorușe scurte urmate de o scădere și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2,
seara când vom face ultima scădere. Și astfel am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. Acum vom face două rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am încheiat cele două rânduri de 6 piciorușe scurte. Acum vom tăia firul și vom închide acest prim degețel. Firul îl vom ascunde înăuntru. Va face și de umplutură în același timp. Acum vom lucra următorul degețel și vom începe în același mod. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea. Vom închide cercul magic cu piciorul alunecat. Acum din nou, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra un număr de 2 piciorușe scurte. Deci la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Și vom începe. Vom pune firul despărțitor și vom lucra două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Ne întâlnim după aceste două rânduri. Acum din nou vom lucra două piciorușe scurte urmate de o scădere și la capătul rândului vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. 2, 3-lea, 4, 5, 6, 7, 8, ultima scădere și am obținut un număr de 9 piciorușe scurte. Acum din nou vom lucra 2 piciorușe scurte urmate de o scădere și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Un
simți și ultima scădere. Am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri. Am încheiat cele 6 piciorușe scurte, cele două rânduri. Avem nevoie de a doua parte, al doilea degețel, lucrat în același mod. Eu deja l-am lucrat, iar acum le vom uni între ele și vom forma piciorușul oului găinușă. Voi uni acestea cu piciorușul alunecat, iar acum voi face piciorușe scurte. Doilea. Acum voi pune și primul degețel care l-am lucrat deja. Voi uni și aici cu piciorușul alunecat. Și voi continua să lucrez. Vom continua să lucrăm de jur împrejur, iar după ce vom termina acest rând, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. În momentul în care le vom uni între ele, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Acum voi uni cu piciorușul alunecat. Să fiu atentă să nu greșesc. În felul acesta. Reușit. Voi continua. Al doilea. Acum un piciorul s-a alunecat pentru a uni între ele. Voi continua, lucrăm piciorul scurt. Așa, după cum vedeți, am reușit să le unim, iar acum vom lucra 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom face 1. Voi pune semn să știu de unde am început. Deci am pus semnul în dreptul primului picioruș pe care l-am lucrat. 1. 1. Aici va fi un pic mai greu, dar ne vom descurca.
crește, nu? Acum vom face o scădere. Și avem 5 piciorușe scurte. Vom continua. Vom face o nouă scădere. Acum am obținut 10 piciorușe scurte. Vom continua lucrând alte 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și vom face ultima scădere și astfel am obținut un număr de 15 piciorușe scurte. Deci ultima scădere. Avem un număr de 15 piciorușe scurte. Vom pune din nou firul despărțitor și vom continua. Vom face rândul următor. Vede. Doi. Trei. Acum vom face o scădere. Avem un număr de 4 piciorușe deja, vom continua cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, o nouă scădere. Avem 8 piciorușe scurte, iar acum voi face 1, 2, 3 și ultima scădere și vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom face din nou scăderi. Douăsprezece piciorușe scurte. Și vom lucra două piciorușe scurte urmate de o scădere. Să fim atente aici. Și avem 1. 2-lea picioruș scurt,
cădere. Scădere și obținem deja un număr de 6 piciorușe scurte. Din nou două piciorușe scurte urmate de o scădere. Am obținut un număr de 9 piciorușe scurte. Iar acum vom închide de jur împrejur lăbuța cu piciorușe scurte. Vom prinde fiecare picioruș de o parte și de cealaltă. Și aceasta este lăbuță. Deci vom lucra două în acest fel. Lăsăm firul un pic mai lung pentru a coase și am terminat lăbuța. Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de două lucrate în același mod. Eu am pe cea de-a doua, după cum vedeți, pregătită, am lucrat-o înainte. Iar acum să trecem la lucrat aripioarele. Pentru aripioare voi folosi culoarea galbenă și vom începe din nou în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat, cum închidem de obicei. Iar acum voi lucra în corespondența fiecărui picioruș, voi lucra două piciorușe scurte, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 12. Acum vom pune firul despărțitor. Și vom lucra 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Am încheiat cele 3 rânduri de 12 piciorușe scurte,
Acum voi lucra. Patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. 5, avem deja 5 piciorușe scurte, iar acum voi continua din nou. 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o nouă scădere și am obținut un număr de 10 piciorușe scurte cu care vom încheia această parte a ripioarei. Vom scurta firul, vom închide, iar capetele de fire le vom introduce în interior. Introducem aici, vor ține loc de umplutură, pentru că nici nu avem nevoie să le umplem prea mult. Deci aceasta este prima parte. Vom continua. Din nou, în cercul magic, vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic cu piciorul alunecat. Este poveste că intră greu croșetul. Și din nou, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Și vom avea la sfârșitul acestui rând un număr de 12 piciorușe scurte. Avem deja 2, 4, 6, 12. Vom pune firul despărțitor și de această dată vom lucra doar un singur rând de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Iar la capătul rândului vom obține un număr de 10 piciorușe scurte. Vom face o scădere, vom obține 5 piciorușe, vom continua 4 piciorușe scurte. 3,
4. Ultima scădere. Și așa cum vă spuneam, cu acesta am obținut un număr de 10 piciorușe scurte cu care vom închide acest degețel. Aceasta aripioară, de fapt, pentru că este o aripioară. În felul acesta vom lucra două părți. După ce am lucrat cele două părți, ne vom întâlni din nou. Aici vom tăia firul, vom ascunde totul înăuntru. Va face de umplutură și vom face și cea de-a doua parte identică a acesteia. În felul acesta. Am lucrat și cea de-a treia parte a aripioarei, așa cum vă spuneam, exact identică a celei de-a doua, iar acum cu picioruș scurt voi închide fiecare aripioară și în același timp le voi uni între ele la momentul potrivit. Voi face piciorușe scurte. Am deja 3. Acest croșet întotdeauna mă chinui cu ele. 4. Cel de-al cincilea, așa cum vă amintiți, avem un număr de 10 piciorușe scurte. Acum voi pune alături și voi închide următorul picioruș. Așa, următoarea parte de aripioară. Scuzați dacă uneori mă exprim greșit, deja oboseală aș spune cuvântul, pentru că așa cum vedeți, este foarte mult de lucru. Vom uni din nou, vom continua unind între ele părțile aripioarei. Am unit cele două părți mai mici, iar acum vom pune cea de-a treia parte, cea mai mare. Punctul exact. Aici voi face un picioruș alunecat. Voi continua lucrând, închizând fiecare picioruș scurt de o parte și de cealaltă. Scuzați zgomotele care se aud, este bătrâna mea care doarme și în timp ce doarme mai obișnuiește să facă aceste versuri. De aceea prefer să lucrez aici în camera mea, chiar dacă este mai rece, chiar dacă este spațiu mai mic, pentru că acolo unde doarme ea este gălăgie. Nu pot lucra. Așa, am ajuns aici la capătul rândului, voi face un picioruș scurt, voi întoarce lucrul și voi
continua lucrând. Un picioruș scurt, urma de o scădere, de această dată voi face acest tip de scădere, voi trage firele, voi închide și din nou un picioruș scurt, o scădere, scurt, o nouă scădere, un picior scurt, o scădere. Piciorul scurt, o scădere, iar aici vom face din nou un ochi de lanț, ne vom întoarce și vom continua în același mod. Voi face un picioruș scurt, o nouă scădere, un picioruș scurt, din nou o scădere, din nou piciorul scurt, din nou scădere, piciorul scurt și acum, după cum vedeți, am încheiat aripioara. În acest mod vom lucra două aripioare, apoi le vom atașa de corpul oului găinușă. Deci vom avea nevoie de două astfel de aripioare. Noi vom continua când vom cu o altă parte în care vom ansambla toate părțile componente. Deci ne întâlnim în următorul tutorial.